mi s-a spus, de-am îmbrățișat cu echipa de transmisie, care ne-a spus că nu pot emite, că nu pot deschide emisiunea pentru public, ca să spun așa, pentru că n-au energie. Ăsta a fost cuvântul, energie. Probabil energie electrică sau ceva. În orice caz, termenul folosit a fost că nu e energie încă. Abia după nu știu câte minute, mi s-a spus că a venit energia. Am fost masați în jurul unei mese și urma ceea ce se vede și acum în înregistrare. Numai că noutatea pe care vă spun eu acum și care nu mai e de mult o noutate, dar nimeni nu ia în seamă, este că un an mai târziu, când televiziunea a inaugurat serialul Revoluția în direct, Tatulici, domnul Răzvan Todorescu, președinte, da. Au dat drumul la primul episod, punând pe ecran filmarea făcută, de fapt, în secret, înainte de deschiderea emisiunii. Deși ne s-a spus că nu este energie, toți cei care intraseră în studio 4 au fost filmați de cameramanii care erau în studio, care au primit ordine în căști să facă lucrul ăsta. Mai mult decât atât, unul din ei mi-a mărturisit mai târziu că au primit un ordine să întoarcă aparatul 180 de grade să arate și ce e în spatele camerei. Ce spune asta? Spune multe. Ceaușescu era liber, nu-i trecut semnul.